I love. I love. I love. I love. I love Taylor. Doamne, ce de suflete frumoase aici. Tu știi cum se simte un gol? Cine din sală știe cum se simte un gol? Complet. Și pentru cei care nu știți, ce ați spune dacă astăzi facem un exercițiu în trei părți, în care nu doar vedem cum se simte un gol, dar ce-ar fi să învățăm să-l umplem? Cine se bagă? Ok, și cei care încă nu au foarte multă încredere în exercițiu, poate vă luați după colegi. Exercițiul ăsta e în trei părți. Prima e despre tine, a doua e despre mine și ultima e despre noi. Și o să am nevoie să aveți încredere în mine ca să putem să facem prima parte a exercițiului. Ce spuneți? Ne băgăm? Hai! Mulțumesc mult! O să am nevoie să închizi ochii. Hai, ai încredere pentru câteva secunde într-o străină. Închide ochii și simte sala în care te afli. Simte un pic scaunul pe care stai și cum îți susține spatele. Și simte-ți picioarele cum se adâncesc în podea și simte că nu ești singur. Și acum roagă-ți mintea să ne dea voie să facem o călătorie înapoi în timp și o să te rog, să o rogi, să te lase să te întorci înapoi 10, 20, 30 de ani pe vremea liceului. Și aș vrea să încerci să vezi în fața ta, sau măcar să simți, dacă imaginația ta astăzi nu vrea să funcționeze, copilul adolescent care ai fost. Acea tânără, acel tânăr, de 16, 17, 18 ani. Și simte puțin starea copilului ăla. Observă-l. Cum se simte când se joacă cu prietenii săi? Cum se simte în bancă la școală când îl ridică și nu știe lecția? Cum se simte când e în prezența părinților și le spune ce își dorește el sau ea de fapt? Și acum urmărește-l, observă-l sau observă-o când pleacă în casă. Observă cum se duce în cameră și închide ușa. Ce rămâne după ce s-a închis ușa? Ce rămâne cu tânăra, tânărul, din povestea ta, când e singur? Și o să te rog să cauți în inima ta și a lui, sau a ei, golul. Ce ar trebui să fie acolo, de fapt? Și acum o să te rog să faci un lucru greu. Să ții acest tânăr de mână și împreună să acceptați că acolo e un gol și că astăzi o să învățăm să-l umplem, dar până să ajungem acolo, vreau să-mi trimiteți mie pe scenă mult curaj și suport, să deschideți ochii și să ascultați povestea unei tinere absorbite de un gol. Aveam 16 ani. Și eram convinsă că vrea să ai toată o durere, disperare, renunțare și incapacitate, insuficiență. În tot ce făceam, mă guvernau trei credințe. Prima, merit tot ce-i mai rău și după ce răul se termină, nu mai merit nimic. A doua, nu merit să fiu iubită așa cum sunt. Și o să stăm o secundă pe asta, că știu că nu e doar a mea. Nu merit să fiu iubită așa cum sunt. Și a treia, eram convinsă că n-am nicio putere în fața primelor două. Așa că la 16 ani am plecat de acasă. Și am căutat, conform acestor credințe, un mediu care să-mi confirme ceea ce deja credeam despre viață. Durere, suferință. Și am găsit un mediu care, cu precizie de ceas elvețian timp de 2 ani, zi de zi, mi-a confirmat prin abuz fizic că așa e. Nu merit să fiu iubită. 2 ani mai târziu, într-o zi foarte ciudată, stăteam în fața unei oglinzi și încercam să mă caut.
Încercam să caut sub vânătăi, sub fața neagră, sub corpul plin de răni, puștoica aia simpatică, care era o prietenă bună, avea gumele la purtător mereu și îi plăcea mult să citească. Ori în toate cărțile pe care le-am citit închis în cameră, scria acolo ceva de soare, bucurii, fericire, happy ending, dar endingul meu nu avea nimic happy acolo. Așa că am decis să fac exit din viață, cu niște tuburi de pastile. Și nici până azi nu știu dacă pastilele le-a dus la gură frica sau curajul. Cert e că vreo două zile mai târziu m-am trezit într-un spital, înconjurată de foarte mulți oameni care voiau să afle dacă sunt parte din secta care convinge fete să se sinucidă. Nu m-au ajutat foarte mult să înțeleg ce mi se întâmplă, cum nu m-au ajutat nici polițiștii care au venit să mă interogheze și numai nu mi-au zis, ți-ai făcut-o cu mâna ta. Așa meriți. Și nu m-a ajutat cu siguranță nici jurnalistul care s-a dat drept terapeut ca să mă facă să-i spun povestea cu subiect și predicat și să o publice câteva zile mai târziu în ziarele locale, deși l-am rugat cu multe lacrimi să nu o fac. Și totuși, toate astea nu se compară cu ce s-a întâmplat când m-am întors la școală. I love failure education, nu? Momentul în care profesorii m-au scos pe rând în fața clasei să le arate colegilor mei cum arată o tânără care face colegiul de râs. N-a fost nicio întrebare. Cum ești? De ce ai făcut asta? Ce ai de gând pe mai departe? Eu personal am eșuat la a muri. Ca să învăț cu chiu cu vai, ani după, să supraviețuiesc. Și într-un final, să fiu suficient de binecuvântată să-mi dau seama că am o singură viață în momentul în care am început-o pe a doua și să învăț să trăiesc. Pentru că, dragii mei, este o diferență cumplită între a supraviețui și a trăi. Și spun povestea asta din două motive. Unu, vreau să onorez puterea unei supereroine, Andra Elena, eu. Doi, la fel de important ca prima, vreau să onorez puterea tuturor supereroilor din voi. Pentru că, iată, suntem o sală cu câteva sute de suflete aici și vorbim atât de nonșalant de I love failure. Am greșit, m-am reinventat, am luat-o de la capăt. Dar vreau să ținem minte că putem să facem asta astăzi doar pentru că în urmă cu 10, 20, 30 de ani, copilul tu a trecut prin chestii îngrozitoare pentru care nu era pregătit și n-a avut suport și n-a avut resurse și a ieșuat ca să poți să fii tu azi aici. Și acum ne întoarcem un pic la adolescenții noștri, hai să închidem din nou ochii. Și pentru cei curajoși, puteți să vă puneți mâna pe inimă. Vizualizează acest adolescent în fața ta. Surprinzător, eu când mă întorc acolo, văd doar o Andra goală în fața clasei, fără conștiință și spirit, pentru că au plecat, că era prea mult. Dar astăzi vreau să ne conectăm cu toți. Vizualizează această tânără în fața ta. Și spune-i ce ai nevoie să-i spui. Mulțumesc. Te iubesc. Îmi pare rău că te-am lăsat atât de mult timp singur. Singur. Mă ai pe mine de acum. Și du-te și simte golul. Și te rog să pui în el azi, din calitate de adult, iubire, recunoștință și orice altceva ți-a fost necesar atunci și n-ai primit.
și simte starea asta, țineți adolescentul de mână, simte toți adolescenții din sala asta și oricând te simți pregătit, te întorci în aici și acum, felicitări! Acum știi cum se simte un gol plin. Vă mulțumesc! I love failure. I love failure.